Bună ziua, dragii mei, sunt Taro Tela cu o nouă etalare la alegere despre energia intimă dintre voi și o persoană la care vă gândiți. Dragii mei, aveți de ales între trei opțiuni, da? Una, acest cristal alb rozei. A doua, acesta alb acvamarinu, alb bleu, bine. Și a treia este un roșu, ia vedeți, totuși, un roșu. Spre grenă. Nu mai știu exact ce cristal este. Vă puneți pauză și vă alegeți, da? Eu o să continui etalarea și haideți să vedem. Am zis, aici este energia feminină, aici este energia masculină. Uneori se pot inversa energiile în cazul în care bărbatul este în energia sa feminină receptivă. Eventual, nu musai pasivă cât mai puțin în acțiune, și aici această energie masculină poate să reprezinte o femeie foarte combativă și plină de, eu știu, de energie, de acțiune, da? Activă. Nu neapărat activă sexual, cât luptătoare, care se implică, practic. Hai să vedem energia generală dintre voi, numărul 1, da? Numărul 1, energia generală sau situația numărul 1. Situația generală, energia generală dintre voi doi în această perioadă. Albul întotdeauna mă trimite cu gândul la puritate. Chiar dacă nu știți, nu comunicați, există o energie destul, chiar pură. Dry desert, interesant. Și goblins. Ce sunt acești goblins? Cred că sunt spirituși, nu? Spirituși. Ops. Interesant. Numărul 5. Și 4, de fapt. 31 înseamnă 4. 4 și 5. Energia generală este dry desert. Este o situație care se... Vă simțiți singuri? Posibil să fie o distanță între voi, posibil să fie o tăcere, nu obligatoriu, sau, da, interesant, s-a oprit la solitude. Care solitude este marcat de numărul 13, 13 este reprezentat de moarte, moarte, transformare. Dar această singurătate este necesară ca să faceți curățenie emoțională, energetică în viața voastră, a ambilor, nu doar a unei persoane, pentru că energia generală, da? 3 și cu 1, 4 ține de casă, apropo, de casă, de suflet. Trebuie să curățați energiile negative și aceasta o faceți în singurătate. În singurătate. E o tăcere, am zis, cu solitude și cu dry desert, e o tăcere, vă simțiți și unul și celălalt, ca într-un desert. Ca, interesant, ascultați Sting, Desert Rose. Vă simțiți ca într-un deșert, unul fără celălalt. N-aveți apă, n-aveți emoții. Oriunde v-ați duce, oricine v-ați întâlni, pentru că 5 pentru mine înseamnă casa 5 a creativității, a prietenilor, a aventurilor. Dacă unul dintre voi este mai activ din acest punct de vedere social, al aventurilor, are un fel de a fi mai drăgălaș, mai atractiv, conștientizează că aceasta este, așa simt, este o latură umbroasă a lor care trebuie curățată, care trebuie înțeleasă. Pentru că oriunde ar fi unul sau celălalt, vă este dor. Așa simt, vă este dor. Și am zis, simțiți că n-aveți aer, n-aveți apă, da? N-aveți apă, dar știți că împreună, voi undeva sunteți, poate și în altă dimensiune, da? Doi cactuși care asimilați energia și emoțiile chiar și de la distanță. Interesantă carte. Posibil un mesaj se va manifesta la un moment dat. Dar poate unii dintre voi sunteți, aveți o diferență de înălțime. Însă căutați o oază.
Căutați o oază în care puteți să fiți voi doi și să vă bucurați de emoții. Interesant mesaj. În această perioadă. Poate dacă este această tăcere între voi, vă doriți să manifestați, să faceți pași. Prin orice situație deșertică, dificilă, ca să puteți să manifestați această întâlnire dintre voi doi. Hai să vedem energia feminină. O dată, de două ori. Nici n-am vrut, iau-te, Camila, interesant apropo de deșert. Camila, energia feminină. Camila are în cârfă multă responsabilități, are multă pasiune, interesant, multă, și albinuța, munciți. Energia feminină, femeia sau energia feminină, muncește foarte mult, are multe responsabilități. În acest context cu Camila și albina, și albina e foarte harnică, are nevoie să transforme ceva. Iar deșertul, ce sincronicitate, nu? Deșertul și Camila. Poate că sunteți un pic defensive sau defensiv dacă sunteți bărbați în energia feminină din cauza acestor responsabilități. Știți că puteți să duceți multe, dar când? Pentru că și Camila duce în cârcă, da? În acele depozite pe care le are, până la oază, până la acel punct în care sunteți. Până când? Până când? Mai aveți de călătorit? Până când? Aici este întrebarea. Hai să vedem energia masculină. O dată. De două ori. Ups! Nici n-am mai așteptat. Energia masculină vrea să comunice. Deja a descoperit lumina, într-o formă sau alta. Vrea să comunice. Se simte atras, da, de nectarul vostru, doamnelor. Se simte în continuare atras de nectarul vostru. Dacă a fost tăcere între voi doi, tăcerea aceasta i-a făcut și mai pasional și mai doritor de emoțiile și pasiunea pe care și-o doresc să o împărtășiți împreună. Iar este o diferență de înălțime, după cum vedeți, pentru unii, dar și de fel de a trăi, da? Unul, da, într-adevăr, poate că unul e mai tânăr și altul e mai matur, mai asumat în aceste responsabilități, doamna sau energia feminină, da? Celălalt este mai jucăuș, poate chiar comunică, fredonează, hummingbird, fredonează. E în această energie creativă, cu spirituși, o lume pământeană, htonică, să zicem, tunecoasă. Totuși, plină de umbre. Aici este lumină, dar atâta lumină încât și atâta pasiune încât vă consumați, vă arde, vă uscați de dor unul e așa celuilalt. Interesant. La capătul setului de cărți, dragonul. Acest personaj încearcă, dragonul este ego-ul, da? Încearcă să-și facă curaj să comunice cu voi. Să comunice cu voi. Vrea să manifeste un început. Vrea să nașteți ceva împreună. Este oul de aur. Chakra inimii se deschide. Hai să vedem. Energia intimă. Da? Sexual. Între voi doi. Energia feminină. O dată. De două ori. De trei ori. Tăi în cărțile. Energia feminină se vindecă. Se vindecă. Încearcă să se tempereze. Să-și țină echilibru. Îndrăgostiți, interesant. Șase de cupe și șapte de cupe. La capătul setului de cărți, soarele. Soarele și deșertul, da? Da, știți că acest personaj vă face fericite. Știți că împreună vă veți consuma energiile și vi le veți încărca. Vă doriți să faceți eventual dragoste de dimineață până seara, de seara până dimineața. Dar este o răceală peste care va trebui să treceți într-o formă sau alta cândva, dacă vreți să manifestați acest soare. Este un rege de spade undeva.
Ori, posibil, ori în viața energiei feminine, ori acest personaj a fost distant, a fost mai rece ca să nu arate. Pasiunea nebună, atracția fatală care există între voi. Energia feminină, în continuare îndrăgostită cu acest soare, în continuare îndrăgostită, dar nu arată, regele de spade nu arată. Poate că mai are pe cineva în preajmă, poate că e vorba de statut, de niște motivații logice, raționale, responsabilități, da? Nu arată. Ar vrea să vină, am zis. Deci în continuare îndrăgostită, dar visează. E într-o stare de nostalgie, se uită eventual la pozele Domnului sau își mai aduce aminte, dacă are cât un obiect de-a lui, îl ține în mână și își aduce aminte și visează. E în starea de visare. Dar, ce e bine, e bine că în continuare e îndrăgostită și dacă e îndrăgostită, se poate manifesta în timp. Da, cu răbdare. Lucrurile se dezvoltă încet. Broscuța țestoasă. Dar deocamdată sunteți într-o lume a visurilor. Posibil că faceți dragoste mai mult în 5, apropo de 5. În 5 de, în această lume a umbrelor, într-o lume fantastică, apropo de spiritul, și o lume fantastică în care faceți dragoste, mai puțin în realitate. Și aici trebuie să alegeți, eventual, realitatea versus vis. Hai să vedem. Energia masculină. O dată. De două ori. De trei ori. Ar vrea să vină, ia uite, ar vrea să comunice valetul de băte. Ar vrea să comunice această atracție care este în continuare. Am zis. Comunicare și când am vorbit despre... Cum îi spune, dragă? Dragă ascultătorule, dragă ascultătoare, colibri, da? Colibri. Wow, 9 de monede. E extraordinar, mă fior, lumea. Și doi de monede. Are conflicte. Are conflicte. Nu știe cum să manifeste. Știe că între voi a fost o tăcere care va... în primul rând, o oportunitate pierdută, da? O tăcere datorită unor nepotriviri mentale, a unor jocuri mentale. Am văzut și regele de spade, acum apare 4 și 5 de spade. Au fost niște jocuri mentale între voi și v-ați îndepărtat. Și aici este, nu știe cum să abordeze, lucrurile stau pe loc. Și suferă. Suferă, ar vrea să vă ia pe sus, ar vrea să vă iubească, dar deocamdată suferă. Și vrea să schimbe energia. Zic înainte, da, vrea să vină spre voi. Și ce să facă? Să vă vindecați unul de celălalt. Unul pe celălalt. Dar în această perioadă, în continuare, se simt foarte atașați de voi. Ar vrea, nu cred că își doresc să taie legăturile, stringurile emoționale și fizice și energetice dintre voi. Nu. Cred că își doresc și ei să iau o bucățică. Nu știu, din cărionții voștri, din... sau ceva, un cercel, uișarf, să aibă ceva de la voi. Își doresc foarte mult să aibă ceva de la voi. În primul și în primul rând vă adoră cu 9 de monede. Și cu lumea, sunteți deja puse undeva într-o poziție de onoare, pe un piedestal. Vă văd independente și cu cât sunteți mai independente și mai de succes, cu cât creșteți energetic și ca valoare și profesională, financiară, dar, în primul rând, valoare spirituală, cu atât vă adoră și vă iubesc mai mult și își doresc ceva de la voi. Însă nu știu cum să vă abordeze. Cum este energia intimă dintre voi? Acum nu descriu musai ce își dorește acest personaj. Că v-ar săruta din cap până în picioare, din vârful degetelor până în vârful cârlionților sau eu știu ce alte vârfuri, vârful urechilor. Da, posibil. Sunt atrași de spatele vostru, de pieptul vostru, dar nu despre asta aș vrea să vorbesc, cât situația dintre voi.
Bed of Roses, ce mai... Da, interesant. Ce, al cui era Bed of Roses? John Bon Jovi, da. Deci ar fi... Dacă ar fi posibil să vă întâlniți în această perioadă, să depășiți toată această însingurare necesară, repet, am văzut și temperanța curățării și depășirea unor blocaje, blocaje. Casă, ce frumos, ca să veniți împreună. Se va manifesta, se va manifesta. Și întâlnirea dintre voi. Nu știu când, nu se știe când, pentru că variază de la om la om, de la cuplu la cuplu, însă acești oameni, după cum vedeți, ne uitați. În primul și în primul rând vor să comunice, da? Să nu uităm. Opa, la capătul setului de cărți, trei de cupe. 7 de cupe. Aici este vorba. 3 de cupe este întâlnirea cu sufletul pereche. A treia ar fi oul, ce puteți să creați împreună. Mare grijă, dacă veți fi împreună, puteți să rămâneți gravide, așa că rabituțe. Dacă nu vreți, protejați-vă. Dar acest personaj a fost defensiv. N-a vrut să arate. N-a vrut să arate cât de atrași sunt de voi. N-a vrut să vorbească. Dar în această perioadă își dorește foarte mult. Își dorește. Am văzut mai devreme cavalerul de bâte. Posibil că simte. Voi știți că e un suflet pereche dintr-o altă dimensiune, dintr-o altă viață, 6 de cupe. Poate că și ei știu. Rămâne de văzut de câte ori a apărut 6 de cupe și în poziția lor de-a lungul timpului. Nu doar în energia intimă, ci și în alte situații pe care le-ați mai ascultat. Voi știți că e un suflet special. Și dacă e această conexiune telepatică profundă între voi, probabil că și ei simt când vă gândiți la ei și se menține această flacără, această legătură, chiar și în deșert. Uitați, chiar și în deșert se menține legătura. Absorbiți apa de la distanță, din aer, da? Dar e interesant că amândoi sunteți țepoși, nu e așa că e fain? Amândoi sunteți țepoși. Și aici trebuie să depășiți voi atitudinea asta. Știți, cactus și înfloresc odată la nu știu cât timp. Așteptăm momentul în care înfloriți împreună. Hai să vedem un sfat. Pentru numărul 1, odată. De două ori. Am zis că e interesant și un sfat. Nu? Hai să-l și tai. Ia uite, interesant. Nu e așa că e foarte interesant cum apare? Lucrați cu sentimentele voastre. Energie feminină. Femeie, ai în mână acest potențial. Da? Lucrează cu el. Este o energie de foc. Apropo de foc, aveți multă pasiune. Dar trebuie să lucrați cu această energie. Și mai zice, opa, go for it. Iar foc. Iar nu musa zodia berbecului, cât energia aceasta sexuală, da? Atracția aceasta există, dar trebuie să lucrați cu sentimentele. Hai să vedem totuși Vreau să mă uit totuși în instructajul pe care îl avem aici. Și să văd totuși, să vă dau niște... Niște sfaturi practice, ce spune? Da, cineva are sentimentele foarte rănite. Poate ești tu, poate este cealaltă persoană. Încearcă să lucrezi cu această supărare, dar nu uita că orice ar fi acum, va fi mai bine. Dacă faci pașii necesari,
Să vindeci, interesant cum a venit, da? Să vindeci acest sentiment, să cureți acest sentiment, această... Că sunteți voi, că sunt ei, voi știți mai bine, poate că sunteți amândoi. Da. În momentul în care le vindeci și le cureți, aceste sentimente negative, pentru că este un sentiment de durere, da? Atunci se poate considera că ai trecut. Ai trecut și poți să mergi mai departe, da? Încercați să nu țineți ranchiună și cu ce zice să lucrați? Aha, interesant, aici vreau să ajung. Da, și am citit din instructaj. Lucrați cu ochiul de tigru roșu, eventual, cu sungitul. Sungit sau șungit, fiecare zice cum vrea, cu bloodstone, piatra sângerie, eventual. Crizantema, iar, este importantă. Toate acestea vă ajută să vă eliberați de aceste energii negative și să manifestați iertare, eventual, și să mergeți, să vă implicați. Vizualizați, în momentul în care meditați, vizualizați lumina roșie, înfășurându-vă sau învârtindu-se în jurul vostru. Țineți cristalul pe care îl aveți cât mai aproape ca să se manifeste această forță de a acționa. De a acționa, pentru că atunci când suntem răniți, evident că în general nu acționăm, nu? Cam atât deocamdată pentru numărul 1. Sper că a fost de folos, sper. Eu zic că da, pentru cei care sunt deschiși să asculte. Pentru cei care nu sunt deschiși să asculte, niciodată nu este suficient, nimic. Acum, eu îmi strâng cărțile. Vă urez și vouă puterea să curățați, să curățați acea energie negativă, da? Pentru că e foarte important. Mai ales că vă iubiți. Acum, haideți să vorbim despre numărul 2. Numărul 2. Da, dragii mei. Cei care ați ales acvamarin, nu știu, aici se vede mai bine, da? Pe roz se vede mai bine. Sau aici pe alb. Da? Acvamarin. Multe emoții între voi doi. Multe emoții. Rămâne de văzut dacă sunt exprimate, vor fi exprimate. Ce e cu aceste emoții? Acum, hai să vedem, să amestec cărțile și să vedem energia generală dintre voi doi. Energia generală dintre voi doi, numărul 2. Energia generală dintre voi doi în această perioadă. Energia generală dintre voi doi. Numărul 2. Poate albastru să înseamnă ceva pentru unii dintre voi, evident. Wow, ce drăguț! Iar a rămas, s-a oprit aici, interesant. 38, energia generală. Heal the ouch. Trebuie să vă vindecați unul pe celălalt. Am lăsat așa setul de cărți împărțit în două. Deocamdată sunteți într-o energie care stagnează, da? Dar veți veni, vă veți întâlni, come together. Deocamdată vă simțiți ba ca într-un amul, ba consumați de energie. Sunteți așa între două situații. Poate că cele două cărți destul de diferite, dar amândouă reprezinte obstacole și situații grele. Amândouă poate să reprezinte energiile unuia sau celuilalt. Unul este în amul emoțional, celălalt se consumă. Se consumă, arde de pasiune. Însă veți veni împreună. Dar ce frumos, acest grădinar foarte drăgălaș și blând. Voi trebuie să fiți grădinarii în această relație. Aveți un potențial, în primul rând, de vindecare. Chiar dacă sunt bine, ce drăgălași sunt, mai. E așa? Poate că ar fi drăguț să vă jucați.
Da, să vă jucăm, uite, asta trecut. Unul are dureri de cap, celălalt îl vindecă. Unul este vindecător interesant. Da? Cel care are floricele, cel care este mai apropiat de natură, da? Are această putere de a vindeca. Dar ce îmi place că apare în această carte, apare elefantul. Elefantul, ca și în cărțile cu spiritul animalelor, reprezintă puterea de a trece peste obstacole și în seria animalelor, elefantul reprezintă energia străbunilor care ajută la acest deblocaj. Vai, ce drăguț. Trebuie să... Probabil că... Auci! Mă duce cu gândul la touch. La atingere. Atingerea dintre voi vă va vindeca în momentul... Dacă nu v-ați atins până acum, în momentul în care vă veți vindeca... Ia uite, unul este foarte visător, celălalt este foarte pasional. Mai, asta e o energie generală între voi. Cobra și unicornul. Unul e foarte ancorat în sexualitatea sa, celălalt e foarte spiritual și nu numai visător, spiritual, are viziune înaltă. Hai să vedem. Energia feminină în această situație. Odată. Prea multe. Odată de două ori. De trei ori. 9 de spade sau bufnița. Bufnița este iar foarte înțeleaptă. Posibil sunteți în categoria unicorn, bufniță, cei care vindecă, cei care încearcă să înțeleagă lucrurile. Ia uite, marea preoteasă pentru mine, tigru. Da, aveți multă pasiune, sexualitate, dar vreți sexualitatea voastră să se manifeste altfel, pentru că sunteți înțelepți și visători și înțelepți și pur și simplu altfel. Sunteți de pe altă planetă eventual și ați venit aici să ajutați, să vindecați, să-i vindecați pe acești oameni și eventual și pe alții. Hai să vedem. Energia masculină, cum se prezintă. O dată, o două ori. Poate totuși vă faceți prea multe griji, doamnelor. Tarantula. Ce s-ar cățărea pe voi, da, ar veni, dar și v-ar cuceri. Dar trebuie să stați calme. Da? Trebuie să vă păstrați calm. Acești oameni, uite, eu cred că e cobra și cu tarantula, pentru că amândouă sunt de pradă. Nu zic că și bufnița nu e de pradă, dar e altfel. Este altfel. Și da, așa simt. Așa simt. Ca aici este energia. Acești bărbați, în momentul în care sunt în preajma voastră, au reacții fizice foarte intense. Da? Foarte intense. Da, cu acești bărbați trebuie să vă purtați într-un anume fel, da? Am zis și la tarantula și la cobra. Cobra are nevoie de muzică ca să se ridice și să danseze cum vreți voi, doamnelor. Dacă știți, dacă sunteți în această energie foarte sobră, prea înaltă din punct de vedere spiritual, apare blocajul. Apare blocajul. Am zis, eu cred că ei sunt aici la acest desert, da? Ei sunt aici, ei se consumă de pasiune. Voi stați în aceste emoții și gânduri și încercați să găsiți lecția, să înțelegeți lucrurile, să aveți o altă viziune, să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Nu. Cu aceștia trebuie să vă purtați frumos, să cântați, să fiți blânde. Pentru că eu oricum sunt foc pentru voi. Așa simt. Sunt foc, foc. Numai gândul la voi îi... Ce să mai zic? Cuvântul îi excita. Zic cuvântul. E un cuvânt
românesc până urmă și nu doar românesc. Găsim și în alte limbi. E un cuvânt real. Putem să-l evităm, mai ales când vorbim totuși de o energie sexuală între două persoane. Dar deci amândoi sunteți puternici, însă femeia are această latură care vine dintr-un alt râm, se manifestă altfel. Aveți ceva unic, da, out of space, ceva ce nu ține de acest pământ. Hai să vedem energia sexuală dintre voi doi în această perioadă. Odată. Ce vrea să se arate? Da, stagnare. Stagnare. Vă simțiți oarecum și voi legate și încercați să înțelegeți de ce vă simțiți atât de legate și atașate de acest personaj. Simțiți că acesta vă pândește. Că vă dorește chiar dacă lucrurile stau pe loc. Bine, așa poate mai din spate. Hai. Odată. De două ori. Nu știți când vine, ca și cobra. De trei ori. Va fi o întâlnire fatală, o mușcătură fatală, da? Și la tarantula și la cobra. Oh, ce așteaptă mă asta să vă muște. Asul de monede. Ups, diavolul. Și nebun. Vrei să o luați de la zero? Vrei să manifestați o relație de lungă durată? Dar simțiți, eu vreau să clarific totuși. Diavolul. Da, am zis că e o atracție fatală. Chiar dacă lucrurile vin greu, cavalerul de monede, simțiți că în momentul în care veți... Intuiți, voi intuiți, da? În momentul în care veți fi împreună, că mai durează, că nu mai durează, ceva nou se va naște în cazul în care nu s-a născut. Dar am zis că deocamdată lucrurile stau pe loc și la voi. Dar altfel. Sau se dezvoltă, sau se dezvoltă foarte greu. Poate că v-au dat lămâi până acum și trebuie să învățați să faceți citronadă, dragile mele. Dar ce vă doriți? Sau, nu, de fapt, nu e ce vă doriți, situația dintre voi. Bazele acestei relații de lungă durată s-au pus într-un fel sau altul, într-un mod nevăzut eventual. Dar există. Există un potențial. Dacă nu s-au pus bazele unei relații de lungă durată, există un potențial. Dar, repet, voi intuiți. Intuiți că această tentație nu o să rămână... Ia uite, iar șarpele, interesant, da? Această tentație nu o să rămână doar o tentație. E mai mult. Se va naște o legătură de lungă durată și... Dacă lucrurile vin greu, din partea acestui bărbat, sunt datorită faptului că acesta încearcă să-și controleze pasiunea nebună. Da, ia uite așa pe diavolul și avem două prădătoare periculoase, chiar periculoase. Nu zic că sunteți voi mai slabi. Forța voastră este spirituală în primul și în primul rând și mentală. Acolo puteți să-i temperați. Și orice lămâie vă dau, o puteți transforma. Da? Nu musai în citronadă. Poate faceți o, eu știu, artă decorativă cu cojile de lămâie sau încerc să glumesc. Sau le tăiați lămâia feliuțe și o puneți în bradul de Crăciun. Lăsați așa să miroasă frumos. Îi puneți la dospicii voi. Îi puneți să aștepte, eventual. Cred că și voi îi puneți să aștepte. Pentru că știți că și, într-un fel sau altul și ei trebuie să ia de la zero. Orice ar fi, ce-o fi între voi, posibil la locul de muncă, la ei a apărut și 8 de monede, v-ați întâlnit, dar nu obligatoriu. Dar ei trebuie să muncească și își doresc să muncească. Știu că, ia uite, sunteți ciudați. Dar și ei sunt ciudați. Amândoi aveți o ciudățenie pe care o veți descoperi împreună. Împreună. La capătul setului de cărți, da, e decepție, sunteți supărați. Și știți că totuși împreună, pe regele de bâte, împreună sunteți noi, plini de pasiune. Vă puteți manifesta de la egal la egal, chiar dacă există niște probleme deocamdată. Nu vă puteți întâlni într-un spațiu din cauza altor persoane, din cauza că nu ați rezolvat o problemă care ține de comunicare. Am zis, dacă vreți să comunicați cu acești oameni, să-i faceți blânzi,
Intrați în acest unicorn eventual, nu în bufniță. Bufnița care este foarte sobră, este un profesor, da? Îi și văd. Erau niște desene animate cu bufnița și cu pălăria aceea de absolvent de universitate din Anglia. Știți, e o imagine saturniană. Încerca să nu-i mai... să nu fiți atât de sfătoși sau sfătoase. Doamnelor sau energiilor feminine. Și dacă faceți griji, nu vă mai faceți atâtea griji, că oricum e o atracție teribilă față de voi. Magnetism care nu poate fi exprimat, uitați. Intoxicant. Știți? Știți? Hai să vedem. Energia lor. Energia lor. Masculină. O dată, de două ori, de trei ori. Interesant. Și le-a apărut, exact, a apărut și la ei. Trei de spate, dar patru de bâte, poate ca o decepție acasă și voi știți că acolo trebuie rezolvată problema. În primul și în primul rând, decepția este datorită unei case sau unei alte legături sau cum reușiți să creați voi legătura stabilă dintre. Ia uite, șase de monede, cei doi. Spânzuratul pe care l-am văzut mai devreme. Oh, împărăteasa. Wow. Regina de bâte, am zis că sunt foarte atrași de voi. V-ar dezbrăca din priviri, da? Și oricum, vă vor face într-un fel sau altul să renunțați la orice reținere la un moment dat. Dar deocamdată, interesant, eu simt că sunt și niște jocuri mentale, nu doar problemele care trebuie rezolvate între voi, acel trei de spade, acea decepție, acele răni, nu doar grijile, nu doar problemele de acasă, da? Pentru că șase de bâte trebuie să se lupte, acest personaj vrea să, sau va trebui să se implice, practic. Dar până una alta, vă cam țin așa în... în tensiune cu șase de monede. Eventual v-au cumpărat așa un kil de mere, tentații peste tentații, de la lume au trecut la mere, vi l-au trimis pachet și vă pun în așteptare. Două cărți în care doamna așteaptă. Posibil în momentul în care veți fi împreună, vă vor face să așteptați momentul acela, culminat, orgasmul. Dar și că... și când va fi, uitați, Kundalini. Măi, e și aici un soi de Kundalini, da? Dar la voi e mai mult spirituală. La ei va fi în practic, în realitate, în fizic. Doamnelor, sunteți și voi puse pe un piedestal, clar, împărăteasa. Ce poate să arate mai mult decât că sunteți tot ce și-au dorit. Și din acest motiv și ei sunt dispus să aștepte, vă urmăresc din spate, vedeți? Vă pun în așteptare, vă pun. Știți cum e puiul la rotisor? Așa simt că vă pun în așteptare tocmai ca să lăsați garda jos. Garda e aici. Însă, să zicem, să trecem și peste asta. Pe de altă parte și ei știu că sunt niște lucruri de trecut, da? Niște blocaje. Dry desert și stuck in the mud. Nu uitați aici cele două. Da? Și că veți fi împreună. Veți fi împreună. Aveți și voi două cărți, 0 și 1. Și ei au împărătea să-și doresc abundență. Sunteți tot ce și-au dorit. Dar până una alta, probabil că trebuie să mai petreacă timpul și cu altcineva. Nu musai să le ofere sexual. Nu musai. Probabil că au alte responsabilități. Este carta reciprocităților. Dar probabil că au alte responsabilități. Din acest motiv trebuie să se lupte pentru această conexiune și să vină înspre voi, pentru că știu, simt și ei, că și voi stați ca pe jar și ei stau ca pe jar și trebuie, domnule, să se întâlnească cei doi și să, nu știu ce să faceți, să explodați, să lăsați acel șarpe dragon să danseze. Na,
Șarpe cu șarpe, interesant, nu? Sunteți o tentație, nu pentru celălalt. Nu uităm că șarpele înseamnă și tentație. Avem și marul care ea reprezintă tentație. Sunteți și ei pentru voi și voi pentru ei. Dar, probabil, așa simt, pentru voi, doamnelor, sau energia feminină, tentația este din punct de vedere spiritual, mental, pentru ei este fizică. Mai ales dacă au chestii care țin de casă, de job, au acolo niște responsabilități sau o anumită poziție, acolo e tentația. Ei se vor descoperi foarte mult în preajma voastră, din punct de vedere, și voi, evident, și voi. Deci oamenii ăștia se abțin, sângeloși, v-ar scrie. Balanța pentru unii, probabil am zis că sunt căsătoriți și suferă acolo unde sunt și le este dor de voi și v-ar scrie, se gândesc dacă sunteți cu altcineva. Ia-i diavolul aici. Posibil că acasă se abțin. Am zis că acasă se abțin. Nu știu dacă, nu cred că mai au totuși alte relații cu alte persoane. Nu prea cred. Pentru că energia foarte intensă între voi. Interesant, la voi a apărut diavolul, la ei a apărut, ia uitați, împărăteasa. Și moartea, transformare. Ce poate fi un orgasm mai exploziv decât acestea două? Am zis că veți fi împreună. Vă rog frumos, vă sugerez să vă duceți la o cabană, să nu mă audă vecinii. Ai, hai să vedem sfat. Pentru numărul 2. O dată, de două ori. Sfatul pentru ce poate fi aici mai înfiorătoare pasiune. Înfiorătoare. Dar ce plăcută. Ce plăcută e, nu? Fiorii ăștia. Așteptarea. Ia uite, shine, new moon in Leo. Veți străluci. Și am zis, și voi trebuie să străluciți, să renunțați la gânduri, la atitudinea aceasta nocturnă. Eventual. Shine. Încercați să nu vă ascundeți, doamnelor, pentru că n-aveți cum să vă ascundeți. Mai devreme sau mai târziu veți fi împreună. Eu așa simt. Și concentrați-vă pe pozitiv. Ce frumos, cetătorul. Ei vor trebui, step up and lead. Cred că ei vor trebui să preia comanda, după cum văd cărțile. Ei vor trebui să se implice, să se transforme, da? Să nu se mai abțină atâta, să se transforme și să înceapă ce înseamnă moarte, renaștere, 0, da? 0, 1, da? Și voi concentrați-vă pe lucrurile pozitive, nu vă mai gândiți de ce nu comunicați, de ce fiți, da, fiți grădinar blânzi, în grădina, ce frumos, ia uite, sub grădina apare și casa. Aveți într-adevăr de depășit niște blocaje, dar o casă există între două persoane oricând, în orice relație există o casă a patra, da, și în sinastria, și în compozit, și în sinastrie. Deci, fiți blânzi, sădiți blândețe. Am zis cântați frumos, vorbiți frumos cu ei că ca să fie mai iertători. Dar concentrați-vă pe pozitiv, eventual prefer să visați, să aveți altă viziune, așa, fiți mai out of space decât rațional. Încercați să renunțați la rațiune și la gânduri și la stres. Concentrați-vă pe pozitiv și străluciți. E valabil și pentru ei, și pentru voi, și pentru cine ascultă. Sper că v-a plăcut, nu? E foarte interesant. Aveți grijă. Mami, aveți grijă când vă veți întâlni, repet, închiriați o cabană, duceți-vă în casa, prietenilor, undeva, unde nu aveți prea mulți vecini, că se lasă cu scântei, cu gălăgie, artificii, chestii. Ce drăguț! Acum eu o să pun cărțile deoparte. Ups! Ia uite, masculinul. Vrea să treacă în acțiune. Numărul 2 vrea să acționeze. Ar fi drăguț de aflat. Acum, o să pun această aqua marină, îl pun deoparte. Și
Continui cu numărul 3. Nu, 3 care e foarte pasional. Bănuiesc, să vedem. E totuși un roșu. Un roșu intens. Dar aveți nevoie și de stabilitate. Într-o formă sau alta. Rămâne de văzut. Vedeți? Așa. Numărul 3. Haideți să vedem în primul și în primul rând energia generală. Am zis că aveți F și M, feminin și masculin. Feminin poate să fie și un bărbat în energia sa feminină, dar nu prea ne dorim bărbați în energia feminină, decât din când în când, când trebuie să mai intuiască gândurile și ceea ce simțim noi, dar preferăm totuși bărbați în energia lor masculină. Hai să vedem. Deși sunt și femei în energie masculină, da? Să nu uităm. Energia generală dintre voi doi în această perioadă. Nu sunt prea multe, nu? Ce zice? Hai să le las. Au venit 3 cărți. Cleaning house, trebuie să faceți curățenie în sufletul vostru, ca apoi să mergeți mai departe și să vă susțineți unul pe celălalt, da? Să vă încurajați să fiți alături unul de celălalt. Interesant. E o chestie mai mult de prietenie, da, e o susținere. Probabil că unul e mai timid, unul e mai firav, da? Și în momentul în care reușiți să curățați, ce înseamnă curățarea emoțională? Să vă eliberați de frică, de timiditate, de alte blocaje, de alte energii karmice, de bucurie, da? Momente de bucurie se pot manifesta împreună. În momentul în care faceți curățenia necesară și apoi mergeți, acționați înspre a vă susține această relație. Da? Probabil că această relație deocamdată încă stagnează sau sunt niște situații peste care trebuie să treceți ca să vă puteți bucura de cei doi. 33 e număr maestru, dar 3... Da, 3 și cu 3 ține de comunicare, de mișcare și 33 înseamnă 6. Trebuie să vă găsiți armonia. Armonia aici, prin încurajare, da? 28, să vă spună ceva, 37, 54 sau 45, 73, iar poate să fie anul nașterii cuiva, 82, Da, trebuie să faceți curățenie. Această casă poate să fie o casă care nu ține de relația dintre voi. Vedeți și voi cum vă adaptați acest mesaj. Posibil voi trebuie să vă eliberați de o casă, de niște preconcepții și să mergeți mai departe. Și preconcepțiile sunt energii negative. Hai să vedem energia feminină în această perioadă. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Cosmic egg. Iar este o chestiune care ține de protecție. Unul este, are un potențial încă nemanifestat și celălalt încearcă să-l protejeze, așa simt. Încearcă să-l protejeze. La capătul setului de cărți, eu de peștele, da, multă pasiune, multă cu cobra, dar iar cobra, iar kundalini, iar... Știți, dragii mei, kundalini nu se trezește doar pe cale sexuală, dar se poate și pe cale sexuală, dar nu obligator, nu doar așa. Chiar dacă vorbim de energie intimă, da? Însă, acest fish, trebuie să ieșiți din dintr-un curs emoțional, să notați contracurentului. Interesant. Hai să vedem energia masculină în această perioadă. O dată, de 2, de 3 ori. Așa. Wow, tigru!
pasiune, 10 de iaute. Și la capătul setului de cărți, păianjenul, multă pasiune, dar amândouă sunt cărți foarte spirituale. Posibil totuși energia feminină să fie mai, nu posibil, cu siguranță, mai spirituală. Pentru că totuși eterul nu reprezintă niciun element fizic. Apa, aer, foc, pământ, da? Este eterul, chakra a șaptea, coroana. Și chiar dacă masculina este într-o energie destul de înaltă, deja are intuiția al treilea ochi deschis într-o formă sau alta sau urmează să se deschidă. Trebuie să creați. Interesant, aici apare elefantul. Da. Este o pasiune care a fost ținută ascuns. Nu ascuns, așa simt tigru, că vine din pădure. Tigru e mai solitar, nu e ca leul. Este foarte puternic, dar nu e ca leul. Poate să fie și o energie feminină, evident. Pentru că tigru înseamnă marea preoteasă pentru mine, așa înseamnă. Dar este o pasiune care, am zis, unul e mai timid. Deși în el zace un foc teribil. Poate să fie și cam gelos. Însă, orice situație prin care treceți acum trebuie depășită prin conectarea la străbunii voștri. Știu că poate vi se pare ciudat că vorbesc la intimitate de străbunii voștri, dar asta pentru că aveți de curățat niște energii, da? Ca să puteți să mergeți mai departe. Eventual, e interesant. Acum, acest păianjen, da? Știți, când faceți curățenie în casă, trebuie să luați și păianjeni, da? Aici este. Sunt niște energii negative care au țesut în jurul vostru și au creat, și au făcut casă în sufletul vostru și la acelea trebuie să renunțați. Și asta înseamnă că poate să fie persoane cu care stați, voi sau ei, de care trebuie să vă eliberați ca să puteți să mergeți și să fiți împreună, să vă susțineți. Să vă susțineți unul pe celălalt. Zece de bâte dorește să se implice. Să se implice total. Să creeze o rețea, stabilitate în relație. Da, stabilitate. Prin această încurajare. Dar, repet, trebuie să curățați ceva. 10 de cupe. O las așa pe energie generală, 10 de cupe între voi. Ori căsătoria cuiva, ori un potențial de a fi fericiți. Da? Un potențial de a fi fericiți. Soarele și regina de spade. Poate că deocamdată sunteți la o distanță, regina de spade și regele său, da? Sau comunicarea trebuie reglată ca să vă puteți bucura de această relație. Hai să vedem energia feminină în această perioadă, 10 de cupe. Bucurie maximă. Energia feminină în această perioadă. O dată. De două ori. De trei ori. Iată. Niște probleme care țin de comunicare. Ceva s-a respins din niște motive. Cred că mai degrabă frică. V-ați respins? Da. Și asta trebuie curățată. Vai, ce frumos steaua! Asul de monede și șase de monede. Sunteți în așteptare, doamnelor, dar știți că împreună aveți și voi, aveți multă pasiune, nu știți cum să abordați. Încercați să vă abțineți sau știți că ei se abțin și voi îi așteptați. Apropo de curățarea, da? Curățarea aceasta emoțională, energetică, din ce motive vă abțineți, îi așteptați, dar îi așteptați și voi așteptați și reciprocitate. Steaua reprezintă o speranță, dar sperați, știți că fac parte din destinul vostru.
Doamne sau Domn, poate sunteți Domn aici, da? Știți că intuiți că fac parte din destinul vostru acești oameni și că vă rugați să fie ceva între voi, o relație de lungă durată să se manifeste în realitate, da? Nu doar la nivel emoțional, spiritual și energetic, da? Dar vă doriți reciprocitate, așteptați eventual să vină. Stea înseamnă distanță și un bărbat care vine de la distanță. Între timp faceți curățenie. E interesant, poate aștepta să vină de sărbători? Ar fi drăguț. Și de sărbători să aveți acest moment de bucurie. Să săriți în sus de bucurie. E și un fluture, o transformare se întâmplă. La capătul setului de cărți, regina de cupe, vai, și trei de monede. După, tot așa, după ce lucrurile au mers foarte greu. Așteptați să vă întâlniți acasă, acasă. Curățați bucătăria și casa pentru ei. Și regina de cupe este o figură foarte blândă și hrănitoare. Și steaua și regina de cupe hrănesc. Ambele hrănesc. Ambele folosesc laptele. În fine, în ce sens? Laptele este o energie pozitivă, da? Reprezintă protecție, sunt protectoare. Vă doriți să-i protejați, să-i vindecați. Să-i încurajați, poate că ei sunt timizi. Eu știu. Și repet, poate să fie o femeie foarte dinamică, dar din punct de vedere intim, să aibă niște frici, niște timidități, da? În realitate să o vedeți plină de acțiune, cum se luptă pentru jobul său, se implică în diferite responsabilități, da? Dar din punct de vedere intim, să aibă niște rețineri. Ne-am zis că și masculinul poate să fie reprezentat o femeie. Vedeți unde sunteți. Dar haideți să vorbim în continuare. Uai, ce dragoste aveți. Doamnelor sau femininelor, femininilor. Ce dragoste, ce speranță. Încredere că așteptarea aceasta se va manifesta mai devreme sau mai târziu. Distanța aceasta va fi străbătută, dacă e o distanță, și veți veni împreună. Țineți foarte mult, am zis, țineți foarte mult la acest personaj. Hai să vedem. Domnii sau masculinul? Sau masculinele? Energia intimă dintre voi doi, masculinilor, masculinelor. Energia intimă. O, dată. O, justiție. O pun deoparte. Justiția. Vă doriți echilibru. Vreți să vă echilibrați viața, să vă transformați. 8 de... Da, o dată. De 2 ori. De 3 ori. De 8. După o situație în care a stat pe loc, a stagnat, v-ați abținut. Da? De 8. 8 de spade, v-ați făcut griji. N-ați știut cum să abordați situația eventual. Deși atracție există pentru acest personaj, dar și voi sunteți foarte stresați cu 9 de spade. Nu știți cum, ce și cum. Dacă diferențele dintre voi pot fi rezolvate, poate să fie diferență de statut, de vârstă, de fizic, da? Sunt niște diferențe. Deși nu obligatoriu. Pentru unii posibil să fie. Dar stagnarea aceasta este necesară ca să găsiți soluții. Între timp, vă gândiți unul la celălalt, vă pândiți, interesant, vă pândiți. Aici este tigru, ia uitați-l, masculin, vedeți? El pândește. Vedeți, pândește. Vă pândește. Hai să tai cărțile. Energia masculină. Apare justiția. Justiția înseamnă contract sau desfacerea unui contract eventual. Wow! Ritualul. Magicianul. Amândoi vă doriți să fiți împreună. Și cavalerul de cupe. Ce frumos! Amândoi vă doriți împreună. Amândoi simțiți că sunteți predestinați, interesant, cu ritualul și cu steaua. Primele cărți. Amândoi aveți un 1. Nu vedeți? Poate sunteți flăcări gemene, deși n-aș vrea să vorbesc musai, dar posibil să fiți. Flăcări gemene. Pentru că amândoi sunteți treziți din punct de vedere spiritual. Poate că ați făcut această curățenie de mai mult timp și urmează.
sunteți pe cale să vă mișcați. 2 și cu 8, da, înseamnă 1 iar. Și tot a doua casă, vedeți? Ce frumos, tot a doua casă, a doua carte, pardon. Și iar 1 și aici. 1-1. Trebuie să intrați mai... Iar 1-1. Wow, 1-1-1. Să vedeți adesea. Noi este sfârșit de ciclu, intrați în manifestare. Trebuie să intrați în manifestare. Vai, ce mă bucur pentru voi. Vai, și voi simțiți că vă vindecați. Simțiți că aveți de oferit. Doamna, ține. Vă ține sufletul în mână. Posibil simțiți că este singura femeie care are acces la sufletul vostru. Ce duios și ce impresionant! Și vreți să manifestați cavalerul de cupe. Să mergeți, să mergeți înspre ele. Aici este femeia dezbrăcată, aici este aproape dezbrăcată. Vreți să mergeți. Movement, da? Mișcarea aceasta de care este nevoie. Să intrați în acțiune, da? Și să mergeți înspre Doamne. Ca să echilibrați lucrurile. Domnilor, vă doresc succes. Să echilibrați lucrurile și tensiunile sexuale și emoționale și eventual vă doriți să și comunicați. Hai, concentrează-te. Interesant. Posibil, domnii? Posibil. Domnilor, aveți ochii albaștri? Nu obligatoriu, deși văd că poate să fie și cu părul închis, mai închis, șaten, brunet, dar și mai blonduți, dar posibil, domnii, să aibă ochii albaștri. Asta pentru că justiția a apărut la voi. Dar vreți să vă transformați viața, viața sexuală, viața intimă. Of, ce frumos! Mi-e drag de voi și la voi, cavalerul de bâte. După o situație care v-a simțit abandonați, poate n-ați avut loc pe unde să vă întâlniți. Posibil ați comunicat prin muzică sau poate ați creat, ce înseamnă și creație, da? Ia să vedem. Da? Ce înseamnă și creație. Da, vreți să mergeți. Faetonul. Vreți să mergeți să vă implicați, obtem o monedă, să munciți, să recuceriți pe această doamnă eventual. Și iar doamna ține cupa. Sufletul vostru e la ele. La ei. Ele, pardon. La ele. Ce frumos. Și iar cavalerul, nu, valetul. Valetul de bâte. Exprimare. Nevoia de a exprima pasiune, atracția, de a v-am brățișa, de a face dragoste, evident că vorbim de energie intimă, dar acum nu descriu ce vă doriți să faceți împreună, ci energia dintre voi. Și veți fi 10 de cupe, asta înseamnă că veți fi împreună. Da? Și vă veți susține. Și vă veți bucura unul de celălalt și balanța. Da? Ce frumos! Ce frumos! Mi-e drag, mă bucur mult de tot, nu știu, simt așa un gâdilici în burtă. Mă bucur mult pentru voi. Să amestec cărțile. Hai să vedem un sfat pentru voi. Un sfat. Un sfat pentru voi, cei care ați ales numărul 3. Un sfat pentru voi. Poate vreți să aveți o cină romantică. Mai multe cărți care sugerează cina romantică. Un sfat. O dată. De două ori. De trei ori. Să pun această carte pe parte. Ups! Concentrați-vă pe pozitiv. A apărut la numărul anterior. Concentrați-vă pe pozitiv. Luna nouă în săgetător o fi fost? Nu mai știu. Uneori mai am și eu. Și aici este. Trebuie să conduceți. Seamănă un pic cu... Nu mai văd la o etalare. La nu știu ce număr.
Da, relaxați-vă un pic, relaxați-vă. Dacă aveți stres, gânduri, rușine, relaxați-vă un pic. Dacă v-ați gândit prea mult la priorități, la cariere, la alte chestiuni care țin de contracte, de familie, de joburi, relaxați-vă un pic, că tot vine vacanța aceasta. Aceasta și celelalte, da? Și intrați în acțiune, apropo de movement, da? De mișcare. De fapt, primul gest de acțiune este mișcarea, da? Concentrați-vă pe pozitiv. Iar aveți o carte foarte spirituală și v-a apărut cărți spirituale la voi. Foarte frumos. Foarte frumos. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați că nu am descris acum ce vă doriți, ci energia intimă dintre voi. Vă doresc sărbători fericite, că vin niște sărbători, niște sfințișori. Cel mai drag, Sfântul Andrei, despre care n-am apucat să vorbesc. Sărbătorile care îmi plac mie cel mai mult. Paștele, Sfântul Mihai și Gavril, Sfântul Andrei. Sunt sărbători care îmi sunt tare dragi. Vă doresc numai bine și să vă întâlniți cu iubirea voastră, iubirea vieții voastre. Numai bine. Ciao, ciao. Pa, pa!